ambasador. Da, tata a fost ambasador, a fost diplomat de carieră. L-am pierdut anul ăsta, la începutul anului, pe tata. A fost un moment Dumnezeu să-l odihnească. A fost un moment foarte greu și în ultima perioadă parcă tot mai mulți oameni buni se duc și este extraordinar de trist. Dispare, da, o generație și dispare, da, cu suntem, foarte, foarte mare rapiditate. Nu suntem pregătiți niciodată pentru un astfel de moment. Dar viața merge înainte, avem copii de crescut. Și asta spuneam, că tu ai fost așa un fel de domnișoară de salon, adică... De pension. O domnișoară de pension, erai crescută cu codul bunelor maniere pe noptieră, făcând o figură de stil. Fiind fiică de ambasador, trebuia să te, să te supui unor norme, unui protocol și așa mai departe. Da, nu știu dacă neapărat protocol, cât într-adevăr educația pe care mi-au dat-o părinții mei a fost una destul de solidă. Ei întotdeauna au considerat că e bine să-ți lași copiii să facă acel lucru pe care îl doresc, dar trebuie să știe exact care sunt consecințele. Adică tata tot timpul îmi spunea: draga mea, așa cum ți așterni, așa dormi. Și avea dreptate. Și tu, fiind crescută cu strictețe, cum vezi tu copilăria, adolescența Marei, a fiicei tale, are 13 ani, după cum ai spus, acum? Cum e ea și cum erai tu? Vremurile sunt altele. Absolut. Eu cred, sper, vreau să fiu o mamă cât mai modernă, să fiu cât mai înțelegătoare. Sigur că e nevoie uneori de reguli, pentru că îți dorești foarte mult să fii prieten cu copilul tău și e foarte frumos să vrei să fii prieten, dar există totuși o limită în momentul în care mama e mama și trebuie să impună niște reguli. Dar orice își va dori în viață să facă, eu am să fiu acolo să o susțin. Ce reguli impui tu, Mare? Aș vrea să o fac să nu mai mănânce seara, de exemplu. Să mănânce cât mai puțin seara și să mănânce micul dejun, și mă străduiesc de foarte multă vreme să impun această regulă, nu-mi iese. Dar mai, știi cum e? Aici vorbește mama, femeia care n-a avut niciodată probleme cu greutatea, cu n-a avut oscilații, nu... Nu, n-am avut, dar știi cum e? E și datorită faptului că mama mea, da, m-a crescut corect, m-a învățat că trebuie să mănânci dimineața foarte bine, ca un rege, la prânz ca un prinț și seara ca un cerșetor. Da? Deci asta e regula. Deci aici mai aveți probleme la regimul alimentar. Știi cum e? Sunt multe situații în care eu aș vrea să impun niște reguli, doar că ea e foarte puternică. Știi? Ea e șeful de când s-a născut. Uh-huh. Și eu mă străduiesc să fiu eu șeful, nu-mi iese întotdeauna. Și acum bănuiesc că ești foarte greu, fiind de aceeași înălțime cu tine, sunteți cumva de la egal la egal, nu mai poți să-i vorbești. Nu chiar, că ea știe că eu sunt mama totuși, știi? Adică, nu. Dar cred că ești o mamă mișto. De gașcă. Uneori zice, mă, fiica mea, că sunt cool. Da, deci sunt o mamă cool. Așa cum erai și ca șefă, într-adevăr, Raluca părea șefa de gașcă, dar și când te certa Raluca, corect, da. Umblai două zile cu capul în pământ. Eu totdeauna mi-am dorit ca lucrurile să iasă cât mai bine, ca proiectele să le ducem până la capăt. Asta îi cer și fiică-mii, domne, când faci un lucru, fă-l ca lumea, fă-l bine. Dacă vrei să înveți, dacă vrei să ai un hobby, dacă îți dorești să faci, fă performanță, fă lucrurile bine. Nu știu. Ce place Mare să facă? Când avea 4 ani, eu am dus-o la balet. Și e ceea ce ai făcut și tu când erai mică? Eu am făcut 10 ani de balet și cumva am rămas cu un of că n-am dus până în capăt treaba asta. Dar cumva am rămas legată, sufletul meu e acolo, în zona artei și tot ceea ce este frumos. Și pe la 4 ani m-am gândit eu că ăsta ar fi momentul să fac din ea o mică balerină. O balerină. Și am dus-o la balet. Și în momentul în care mi-a luat primul premiu internațional, a fost la un concurs internațional și a luat primul premiu, am zis, repede, la ce vă e clar, e nu chiar așa repede, au fost niște ani în care nu, adică performanța nu vine așa ușor, nu munceau și foarte multe ore. Și a luat un premiu internațional, a luat un premiu în Croația, la ESDU, este un concurs internațional de balet și am crezut atunci că gata. E clar, o fac balerină, o să fie balerină. Cumva visul meu era acolo să se împlinească. Și peste un an a zis, nu mai vreau, vreau să fac handbal. Înțeleg, pot înțelege asta.
este fana Cristinei Neagu și probabil acum caut un club de handbal unde să o înscriu. Și acum Mara vrea să facă handbal. Mara vrea să facă handbal. Trebuie să facă handbal dacă Mara, ea dorește. Dacă ea o să vrea să facă din asta, știi cum e, mai mult decât un hobby, eu ție o să fiu acolo. Ți-a plăcut muzica în toate felurile? În toate felurile. Și manifestările? Categoric. Și manifestările. Dacă n-a fost să ieși și o balerină, ai fost o mare iubitoare de muzică, ai condus radiouri, ai promovat muzica. Construit radiouri. Eu sunt, eu așa vreau să spun despre mine, că sunt un constructor, că am fost director de programe în mai multe radiouri din, din România și am idei foarte multe. Sunt un om care și îmi plac oamenii. Tu știi că mie îmi plac oamenii, da. Și îmi place să promovez valoarea și am ureche și știu, cumva am flair, am mână bună, zic eu. Eu, dacă mă uit în toate radiourile bucureștene acum, îmi dau seama că vârfurile în radio. Eu, diferența între noi de vârstă nu era atât de mare, dar eu am avut flair de la bun început și am ales niște oameni foarte buni. Și acum reușesc pe un radio de București, cumva pe un radio pe o frecvență locală, practic cu resurse minime să fac un produs decent. Raluca este tot șefă la radio, la Gold FM, dacă nu știați. Pentru că eu cred că odată ce te apuci de radio e greu să te mai desparți. E greu, e o boală grea. Acolo o să murim și tu și eu. Dacă o mai există radio până și cred că va exista. Da, eu cred că va mai exista, pentru că știi cum e, la cum e traficul bucureștean, cred că suntem liniștiți. Raluca, vreau să luăm o pauză, trebuie să luăm o pauză de fapt și după pauză